Astăzi, ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor eleve din Târgu Neamț privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție legate de promovarea anului școlar. În urma acestor activități au fost ridicate înscrisuri relevante pentru cauză. La nivelul Inspectoratului Școlar Neamț nu au fost solicitate date suplimentare față de această situație. Conducerea ISJ precizează că manifestă toleranță zero orice încălcare a legii.